Lăudați să fie Domnul! Amin! Doamne, ajută-ne să-ți aparținem ție pe veci! Amen. Haideți să deschidem la Marcul, la capitolul 8, și să citim de la versetul 22 și până la 26. Pagina în traducerea Cornilescu e 971, citim versetul 22. Au venit la Betsaida au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat țintă a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Textul de astăzi ne duce spre o problemă și anume cum pot eu, cum pot dumneata, cum pot primi o nouă atingere a ochilor inimii din partea Domnului. E o frază cam lungă, dar ne dă de gândit să știți, pentru că noi avem nevoie fiecare dintre noi de o nouă atingere a ochilor inimii. Domnul trebuie să se atingă mereu, mereu, mereu de noi. Pentru că tendința noastră umană, firească, este să ne îndepărtăm sau să ne uh, ne corectăm ochii noștri, să îi îndreptăm în altă parte și haideți să ne uităm puțin la vindecarea acestui ordin din Betsaida, o vindecare model, o numesc eu, pentru experiența noastră spirituală. Există aici cel puțin trei niveluri pe care omul acesta le parcurge și pe care, din punct de vedere spiritual, le-am parcurs sau le parcurgem și noi. Mai întâi, uitați-vă, versetul 22 este nivelul 1, adică orbirea, în cazul nostru, orbirea spirituală. Versetul 22, au venit la Betsaida, în casa zmochinelor sau a măslinelor coapte, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Nivelul 1 este orbirea spirituală, în dreptul nostru. Ceea ce mă bucură extraordinar în textul acesta este faptul, fraților și surori, că în calea orbirii noastre spirituale și bineînțeles în calea orbirii fizice acestui om, Există un remediu, și remediul se numește Isus Hristos. Primul pas, primul lucru, atunci când ajung la nivel de orbire, când realizez că sunt orb din punct de vedere spiritual, primul pas pe care eu trebuie să-l fac este să vin la Isus. Să vin la Isus. Pentru că numai Isus poate să mă vindece. Și uitați-vă la acest om, poate nici n-a avut putere, n-a avut cum să ajungă el la Isus, pentru că vă dați seama, un om mort n-avea cum să bășbuie și să meargă până în fața Domnului. Nu cunoștea drumul, nu știa cum să ajungă acolo. Și atunci omul acesta a trebuit să fie adus de alții. Ei sunt în familiile noastre sau poate sunt în viețile noastre zone de umbră, zone de orbire pe care noi nu le putem aduce în fața Domnului, știți de ce? Pentru că nu le vedem, nu știm că suntem orbi spiritual. Și ce frumos și ce bine este că atunci când tu ești orb din punct de vedere spiritual într-o anumită zonă a vieții tale, să accepti să fii adus sau să fii dus la Isus. Vedeți ce spune aici? Au venit la Betsaida, vorbește la plural, au adus la Isus un orb și mai mult l-au rugat să se atingă de el. Deci observați că aici vorbește textul nostru la plural. Și atunci, atunci, unul la mână, eu recunosc că sunt orb în acest capitol, la acest nivel al orbirii, eu recunosc că sunt orb în punct de vedere spiritual. 2 Corinteni 4 cu 4 acolo se vorbește despre acest aspect. Eu trebuie să recunosc că sunt orb, mai mult, amintiți-vă. După ce, uitați-vă, mintea noastră necredincioasă, atunci când eram în lume, a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia. Și în timpul Domnului Hristos, amintiți-vă, Domnul merge și îl vindecă pe un orb care era orb din naștere. Și vin în zona aceea farisei și farisei încep să-i spună orbului, știi ceva? Dă slavă lui Dumnezeu, cel care te-a vindecat este un păcătos. Și orbul le spune, nu știu dacă e păcătos sau nu e. Eu ceea ce știu este următorul lucru. Am fost orb și acum văd, slăvit să fie Domnul. Și fraților și surori, este experiența fiecăruia dintre noi cea mai mare realizare a faptului că sunt orb, știți când o am, când încep să văd, atunci când încep să văd, îmi dau seama care e diferența, ce mare diferență. Atunci când vii la casa lui Dumnezeu, când ești iertat de păcatele tale, când îți iartă și șterge Dumnezeu trecutul, atunci îți dai seama din ce groapă te-a scos Dumnezeu, din ce adânc, din ce mocirlă, din ce păcat, din ce ticăloșie, abia atunci îți dai seama cât ai fost de rău, cât ai fost de orb și cât de mare e harul lui Dumnezeu. Numai atunci te poți bucura de lucrul acesta. Și vedeți, suntem la nivelul 1, nivelul orbirii. Primul lucru spuneam aici la nivelul acesta, să-mi recunosc orbirea inimii. Să recunosc că sunt un păcătos. John Newton, cel care a compus Mărețul Har, un imn care a străbătut viacurile, era la bătrânețe și omul acesta a fost întrebat de cineva. Auzi, ești bătrân, și a început să uiți și se observa. Cei care vorbeau cu el, care discutau, nu mai știa, nu mai cunoștea fețe, nu mai cunoștea mult. Era la bătrânețea aceea înaintată. Și cineva l-a întrebat și a zis, ce lucru ai vrea să ții minte acum la bătrânețe? Și el a zis, două lucruri, atât îmi ajung și mi suficiente. Că eu sunt un mare păcătos și că Isus e un mare mântuitor. Pe astea nu vreau să le uit niciodată. Și uitați-vă aici, este un om care recunoaște faptul că îmi dau mâna unuia și zic, te rog frumos, du-mă la Mântuitorul, du-mă la Salvatorul, du-mă la Vindecătorul ochilor mei, în momentul în care eu dau mâna mea unui om sau unor oameni să mă ducă, înseamnă că recunosc că sunt orb. Și atunci revin la noi, dacă cumva aici în sală sau poate ascultă online cineva și poate până astăzi ai zis, eu sunt bine, eu sunt foarte bine, eu sunt excelent de bine și ești totuși un păcătos, un om care te-ai scăldat în păcat și fără de lege, marea realizare din viața noastră este atunci când vine Duhul lui Dumnezeu care plutea odinioară pe deasupra apelor, aprinde lumina în mintea mea și mi-arată și pune degetul pe rană, așa cum a mers prorocul Nathan la David și vine și îmi spune, tu ești omul acela, tu ești păcătosul acela, tu trebuie să te pocăiești, tu ai nevoie de Mântuitorul. Așa a venit în mintea, în conștiința acestui om, a venit gândul și a spus în cugetul lui, în mintea lui, în ființa lui, i-a spus un gând, tu ești orb, recunoaște, da, recunosc, ai nevoie de salvare, am nevoie Isus, Iisus poate să te vindece, Iisus poate să te elibereze, dar nu pot să ajung la Iisus. Ei, care al doilea pas? După ce am recunoscut că sunt orb, că sunt păcătos, că zac în cel rău, trebuie să cer ajutor și să mă las ajutat. Și atunci vine cineva, mă ia de mână și mă duce în fața lui Hristos. Și acesta, așa cum anticipam, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care vine te luminează, face eficient sângele lui Hristos, salvarea, crucea, o face eficient în viața noastră. Și Dumnezeu face mari lucrări, să știți, prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care vine și ne iluminează mintea noastră, ne, ne lămurește că suntem păcătoși. Au fost oameni de-a lungul istoriei bisericii care nu au avut nevoie neapărat de o predică, au avut nevoie de un cuvânt din Scriptură și de Duhul Sfânt care l-a făcut eficient. Și Dumnezeu a lucrat și a făcut mari minuni pentru că Dumnezeu poate să lucreze în mod direct, să știți. Dar faptul că Dumnezeu a ales să vorbească prin predicatori, prin cei care vestesc Evanghelia, e privilegiul nostru înaintea îngerilor, înaintea cerului, e cea mai mare onoare și cea mai mare cinste din Universul acesta, să știți. Haideți să ne întoarcem aici. Suntem la nivelul 1, nivelul orbirii. Omul recunoaște că este orb, omul își întinde mâna și își recunoaște pe lângă orbire și neputința și spune vă rog, duceți-mă unde? La Hristos, la cel care poate să mă vindece. Și al treilea lucru, omul are nevoie de mijlocitori. Și oamenii aceștia merg, și uitați-vă ce spune partea a doua, versetului 22, l-au rugat pe Iisus să se atingă de el. Să știți că a fost și cazul meu și cred că a fost cazul multora de aici, multe rugăciuni s-au făcut pentru fiecare dintre noi, pentru că știți cum este nașterea spirituală, seamănă oarecum și cu nașterea fizică, Există o perioadă de travali, o perioadă de greu, o perioadă de chin, surorile știu mai bine ca noi ceea ce înseamnă asta. Și într-un moment anume vine Domnul Hristos și parcă toate lucrurile le dă la o parte și te ia în brațe și te duce în fața Tatălui și îți șterge păcatele și uită de tot ceea ce a, a fost murdar și îți dă o haină nouă și spune pune un inel în deget și îți pune încălțăminte în picioare și face o mare sărbătoare pentru că s-a întors Fiul Risipitor acasă, lăudat să fie El. Dar vedeți, e nivelul numărul unu unde am ajuns fiecare dintre noi, nivelul orbirii. Știți care e cea mai mare orbire? Să nu te vezi că ești orb. Cel mai mare păcat? Să nu te vezi că ești păcătos. Cea mai mare rătăcire? Să nu te vezi că ești rătăcit. Auziam că în America s-a întâmplat, era o familie, avea o fată, pe Jessica, și s-au dus într-un mare, mare magazin în mare supermarket și în timp ce părinții priveau în niște vitrine acolo și se tot gândeau ce să-și cumpere, fetița a dispărut de ei s-au alertat, s-au speriat s-au temut că au pierdut-o și la un moment dat n-au mai știut ce să facă. S-au dus la punctul acela de informare de acolo și au zis, vă rog frumos, anunțați pe difuzoare, în tot magazinul, că s-a pierdut o fată și o cheamă Jessica și părinții o așteaptă aici, la raionul Cutare, să vină repede. Și fetița n-a venit. Și știa s-au speriat mai tare și s-au dus și au zis, iară, vă rog frumos, încă o dată, mai anunțați și au anunțat și n-a venit fetița. Și au mers a treia oară și până la urmă au început cu niște oameni de ordine de acolo să meargă, să o caute. Și au găsit-o, stătea într-o vitrină, să uita la niște păpuși. Și au zis că treia, da, de ce n-ai venit? Ai auzit? Am auzit. De ce n-ai venit? Că de trei ori te-am strigat prin difuzoare. O zice, eu nu-s pierdută, eu sunt aici. Eu sunt aici. Și așa sunt atâția oameni care spun în zilele noastre: Eu nu sunt orb, eu sunt aici, eu sunt aici. Dar nu înțelegem noi și ar fi multe de vorbit aici, dar vreau să mergem mai departe la nivelul 2. Nu înțelegem noi că păcatul, atunci când este primit în viața noastră, păcatul este orbire spirituală, fraților, este orbire spirituală. De aceea vorbește și Isaia și spune bășbăim ca niște ori de-a lungul unui zid, care zidul zidul păcatelor. Am pus păcat peste păcat, păcat peste păcat, până sus și m-am înconjurat de o cazemată, de un păcat grav împotriva lui Dumnezeu, neascultare, necredință și așa mai departe. Și păcat lângă păcat, m-am înconjurat cu zidul acesta și mă învârt în cerc, mă învârt într-un labirint și pun mâna și bâșbui pe păcatul ăsta, pe zidul păcatului și îl caut pe Dumnezeu. Cum să-L găsesc pe Dumnezeu? Dacă păcatul meu a pus zi de despărțire între mine și Dumnezeu, nu am cum să-l mai găsesc. Dar din punct de vedere spiritual, eu sunt un orb care bâșbui și îl caut pe Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel în fapte, în capitolul 17, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi, noi îl căutăm bâșbâind, bâșbâind și știți unde e Dumnezeu? Dincolo de zid, dincolo de zid. Eu sunt aici, Dumnezeu e dincolo de zid Și Domnul zice că mine, dă zidul la o parte Doamne, aș vrea să-l dau, dar nu știu cum Știi cum? Crede în Iisus Hristos Cheamă-L pe Iisus Hristos și zidul e dat la o parte Slăvit să fie Domnul în trupul lui Hristos, în jertfa lui Hristos, se surpă zidul de la mijloc, dintre noi și Dumnezeu și devenim liberi fraților și surori. Iubiți prieteni, Doamne ajută-ne la aceasta, dar din punct de vedere spiritual, noi suntem niște orbi, orbi. Mergem la nivelul numărul 2. Cum pot primi, spuneam, o nouă atingere a ochilor? N-am ajuns încă acolo, dar haideți să vedem. Mergem la nivelul 2. Deci orbul recunoaște că e orb, își recunoaște neputința și își pune mâna în mâna altuia și apoi este adus în fața lui Hristos și cineva mijlocește. Sunt aici niște mijlocitori. Amintiți-vă, părinții, bunicii, străbunicii, cine știe cine s-a rugat pentru tine și Dumnezeu l-a ascultat și a venit vremea în care Dumnezeu să răspundă la niște rugăciuni care n-au intrat în mormânt cu cei care s-au dus, ci -s valabile, stau acolo înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vine vremea să răspundă, să știți, e minunat, este, vă spun mai o paranteză scurtă, la Triten este un frate care s-a pocăit undeva, cred că pe la 60 ceva de ani, și o visat de nu știu câte ori iadul, iadul, o visat. De ce? Părinții lui s-au rugat și au postit înaintea lui Dumnezeu pentru el și au zis, noi credem că chiar dacă plecăm din lumea asta, copilul nostru se va întoarce la Dumnezeu. Și ei au murit, dar au murit cu credința în suflet că Dumnezeu le va asculta rugăciunile. Și după ce ei au murit, omul ăsta visează iadul, se sperie, gata, trebuie să mă pocăiesc. Iarăși au revenit și au mers în lume. Iar mă pocăiesc, iar în lume, iar așa. Și până la urmă Dumnezeu a câștigat inima și a deschis ochii să-și vadă starea și l-a mântuit. Că Dumnezeu face minuni și astăzi. Lăudați să fie Domnul! Ei, ne uităm acum la nivelul numărul 2. Vedere parțială. Vedeți, aici e un pic ca o minune atipică. Minunea asta din Marcu, din capitolul 8. De aceea am și ales-o cu titlul acesta Cum pot să primesc o nouă atingere a ochilor. Știți de ce? Toate celelalte minuni parcă, poate rostesc o blasfemie, acum nu vreau să rostesc, uh, parcă toate eu au reușit la Domnul, am auzit odată pe un predicator și nu mi-a plăcut. Ce bă, zice, nu i-au reușit operația aici la Domnul, Ce dacă nici la Domnul nu iese, da, apoi nouă. Nu, fraților, nu, 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 nu și nu. Hristos Domnul, care a spus să fie lumină, Alături de Tatăl a fost acolo, la întemerea lumii. Și așa a fost, și așa a fost, și așa a fost. Și tot ce a zis, așa a fost. Nu putea să poruncească vederii să intre în ochii, luminii să intre în ochii acestui om, ba da, 100%. Dar a lăsat aici această întâmplare, această vindecare pentru noi. De ce? Ca noi să ne dorim o nouă atingere a ochilor. Să știți? Aceasta este taina ascunsă în textul acesta. Și haideți să vedem nivelul numărul 2. Nivelul 1 spuneam orbire recunosc că sunt orb, recunosc că sunt neputincios, accept să mă ia cineva de mână, să mă duc la Mântuitorul, accept să se roage cineva pentru mine și până la urmă trebuie și eu să mă rog. Daideți să vedem nivelul numărul 2, vedere parțială. Versetul 23. Uitați-vă cum se realizează această minune, parțială o numim noi, vedere parțială. Iisus a luat pe orb de mână, cum se realizează această vedere parțială în viața noastră. Unu, prin călăuzire directă din partea lui Dumnezeu. Mă călăuzește Domnul, dar știți unde mă călăuzește Domnul? Cum îmi dă El vedere ochilor? Vine și vă spun, dacă n-aș fi străbătut cărarea asta, dacă aș fi fost fraților și surori, aici în fața voastră, poate nici n-avea rost să vorbesc deloc și să-mi deschid gura, dacă eu nu străbăteam cărarea asta și nu o băteam, cărarea nașterii din nou. Pentru că cel mai urât lucru și mai oribil este să vorbești despre nașterea din nou dacă nu o ai. Nu? E ca și cum te-ai duce să fii tu orb și să predai lecții de critică de artă, nu? Să le spui tablourile toate, uite cum arată Mona Lisa, nu știu și tu habar n-ai că ești orb. Să te duci să spui critică de muzică, de teatru, de orice ar fi, nu contează și tu să fii surd. Cam așa ar fi, să vii să predici despre naștere din nou și să nu știi. Dar uitați-vă aici, priviți la textul acesta, în momentul în care eu recunosc că sunt orb, accept să vină Isus și să mă ia de mână, slăvit să fie El. Amin. E primul lucru deja, de la nivelul numărul 2, m-am dus mai sus. Încep să văd, chiar dacă nu văd complet, dar e mare lucruri, e mare realizare. Încep să văd cum? Călăuzit de mâna mare lui meu Mântuitor, de mâna lui Isus. Și vă spun experiența asta pentru că de multe ori. Stau și mă cutremur când mă gândesc la lucrul acesta, am fost copil dus de la grădiniță la casa lui Dumnezeu, încă din timpul în care eram la grădiniță am fost dus la Câmpia Turzi, la Biserica Betania, mă duceam, era frumos, era deosebit, îmi plăceau mai ales prorociile pe care le auzeam, aveam și noi în biserică un vas de lucru pe sora Lucreția. Mai veneau frații de la Fărău, mai venea fratele Vereș, mai venea Caba, veneau mulți și îmi plăcea foarte mult, mai ales lucrarea asta. Dar eram un om orb, un om orb, spiritual vorbind. Și a venit o vreme în care a trebuit să mă botez în apă și m-am botezat teoretic. Și am considerat că iertat de păcate teoretic. Și am considerat că-s născut din nou teoretic. Toate le-am considerat așa, la literă. Ori Domnul Hristos vine și spune că trebuie să cunosc și cuvântul, dar și puterea lui Dumnezeu, să cunosc scripturile și puterea. Și-a venit vremea după botezul meu, că eu eram doar un om scăldat, un copil, că am un copil, eram mai scăldat. Pentru că după ce m-au scos din apă, iar au venit aceleași spite de dinainte și m-au asaltat și era foarte greu, foarte greu, exact ca înainte atât aveam un sentiment că am făcut ceva bun și asta să știți că nu mi l-a putut lua nimeni și că aparțin cuiva și că cel cineva din cer începe să se intereseze de mine. Acesta l-am avut, să știți, și cred că era deja o undă așa a Harului Lui Dumnezeu. Și a fost într-o zi în care stăteam, eram acasă la fratele Andruș, la bătrânul, la Ion, acasă eram, erau mai mulți tineri, stăruiam după Duhul Sfânt, și în timp ce mă rugam, eram cu ochii închiși și l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos întins pe cruce și murind și suferind pentru păcatele mele. Și în momentele acelea, și să știți că cu duioșii așa și cu uh, sensibilitate mi-amintesc lucrurile astea, în momentele acelea, din mine, din adâncul meu, a ieșit o povară, ceva greu, ceva urât, ceva oribil. Și s-a transferat asupra celui care suferea pentru mine. Și în momentele alea am simțit o eliberare, o descătușare, încât îmi venea să sar în, în picioare așa și să, să țopă, și nu mai știam ce să fac de bucurie, și mi-am amintit cum scria acolo: Veți ieși și veți sări ca viței din dragi primăvară. Și îmi venea să, să strig că Dumnezeu există. De ce? Îmi simțeam păcatele iertate fraților. Și totuși Dumnezeu a vrut să fie două experiențe distincte, să fie asta, cred că asta a fost nașterea mea din nou, Eu așa mi-o explic, a fost pocăința mea, a fost credința ce mi-a dat-o Domnul, că știți cum mă rugam până atunci, Doamne, dacă vrei, iartă-mă, te rog, iartă-mă, Doamne, da' Tu știi, Doamne, și așa ca o uh, bocitoare de aia, tot mă rugam, că așa puteam, acolo era nivelul meu. Și când a venit Domnul spre mine, și când mi-a arătat Domnul imaginea Lui pe cruce, cum mare pentru mine, și când am simțit că din mine iese ceva rău și pleacă, în momentul acela am început să respir din punct de vedere spiritual și să spun: Sunt liber. Și dacă mergeam afară și îmi spunea cineva: Dumnezeu nu există, îi spunea: milți, pentru că eu în seara asta m-am întâlnit cu Isus, Isus mi-a iertat păcatele, Isus mi-a luat povara, eu sunt liber, sunt un om liber. Slăvit să fie Domnul! Asta a fost experiență, să știți! Dar o trebuie după aceea iarăși, pentru botezul cu Duhul Sfânt, să las una, alta, 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 au fost multe lucruri. Dar am ajuns, am ajuns aici și eu, ca o ăsta, la vedere parțială. Și știți cum am ajuns? Puneam primul lucru, aici la nivelul 2, călăuzire din partea lui Isus Venea în mintea mea, în gândul meu, de la Domnul meu, Iisus Hristos, venea un cuvânt și spunea, vezi că ai păcătuit acolo. Cere iertare acolo, că acolo e problema. Vedeți ce înseamnă să de mână, să te La un moment dat a fost un tânăr care spune Scriptura în Vechiul Testament, în timpul lui Elisei, a scăpat un fier de secure într-o apă, era undeva acolo, în adâncuri. Și a trebuit să vină omului Dumnezeu și să întrebe, măi, unde l-ai pierdut? Păi dar ce, Dumnezeu nu știe de ce Dumnezeu l-a întrebat pe Adam unde ești? Nu știe Dumnezeu unde sunt eu acum? nu știe localizarea geografică? Ba da! Dar Dumnezeu vrea să mă responsabilizeze pe mine să știu și eu unde am ajuns. Să recunosc, Doamne, aici am ajuns sunt păcat, în ticăloșie, în mocirlă. Doamne, sunt ticălos, uite ce am făcut. Asta vrea Dumnezeu să facă. Să-mi deschidă mintea, să mă ia de mână. Și veneam în rugăciune gând de la Isus și îmi spunea, roagă-te pentru fierul ăla de la secure. N-aveam eu o fiere de secure, dar păcatul ăla, măi, acolo, acolo ai căzut. Doamne, spuneam, te rog, iartă-mă pentru că atunci și acolo am făcut asta, am zis asta, am gândit asta. Te rog, iartă-mă, te rog, iartă-mă. Și a fost luptă în care îmi scriam păcatele pe hârtie și dădeam foc la hârtie și o aruncam în apă cenușa și spuneam, s-o terminat cu păcatele. Și după aia, dacă aveam îndoieli, iar le scriam și iar. Și era o luptă, fraților. Știți de ce? Iisus vine ca să-ți dea vedere parțială și te ia de mână și îți spune aici, 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 aici. Așa s-a întâmplat și pe timpul lui Elisei: când Domnul a zis, în zona asta, aici a căzut fierul, acolo s-a aruncat lemnul și acolo a început să plutească fierul pe apă. Când în momentul în care eu vin la Isus și spun, aici e problema mea, Isus acolo își arată puterea, lăudat să fie El, e nivelul numărul 2, vedere parțială, și spuneam aici, primul pas, primul pas este călăuzit de Isus. Mă ia de mână. Uitați-vă ce spune aici. Iisus l-a luat pe orb de mână. Iisus l-a luat pe orb de mână. Ce frumos și ce bine ar fi în seara asta să te ia, să mă ia Iisus de mână și să mai spună și mie când mă retrag de la mustrările lui. Auzi, ai greșit măi, ai problema asta, rezolvă ți -o. Uite, vreau să te călăuzesc să primești o vedere mai bună decât ceea ce ai avut până acum. Uite, asta vrea Domnul în dreptul nostru călăuzit de Isus. Pasul numărul 2. Izolat. Izolat de Isus. Uitați-vă aici. Zice, l scos afară din sat. Pe de-o parte, în Matei 11 cu 21, Domnul a zis, vai de tine Horazine, vai de tine Betsaido, nu o să mai fac în voi nicio lucrare, pentru că e vai de voi. Dacă s-ar fi făcut în alte părți lucrări de genul acesta, s-ar fi pocăit. Voi nu v-ați pocăit, s-a terminat. Asta e o explicație. Dar din punct de vedere spiritual, atunci când eu ajung la nivelul 2, la vedere parțială, vorbim spiritual, odată Mă las călăuzi de Iisus, Iisus îmi arată zonele negre din viața mea pe care trebuie să mi le repare tot El. Al doilea lucru, mă izolează de zarva lumii. Nu stai în sat, o să fie unul și altul să zică, băi, dar cine o mai pus medicamentul ăsta pe ochii orbilor scuipa, domnule? Bă, ăsta îți bate joc de tine, nu? Ar fi fost mulți cârcotași. Și atunci Iisus l-a izolat Așa cum a izolat-o pe femeia samaritiancă sau, mai precis, mai clar, s-a izolat el de ucenici. S-au dus, vă dați seama, 12 ucenici să aducă mâncare la un singur om. Dar câtă mâncare i-o trebuit? Că nu i-o trebuit nici măcar 12 pâini. Dar s-au dus că asta puteau să facă ei foarte bine, să aducă pâine nu puteau să predice, nu puteau să rezolve nimic spiritual și atunci Domnul i a zis, mergeți și aduceți în mâncare și s-au dus. Și-a rămas el la evangelizare cu femeia aceea la fântână. Și de multe ori, poate te gândești, poate mă gândesc și am întâlnit cazuri, să știți, am întâlnit cazuri. Zice, de ce Domnul mi-a luat copilul, l-am iubit așa de mult? De ce Dumnezeu l-a luat? De ce, de ce, de ce? De ce? De ce Dumnezeu mi-a dat boala asta, și era în spital, și era în tuburi? De ce Dumnezeu n-a făcut și n-a gândit o altă cale, o altă strategie mă, să mă ajute? De ce Dumnezeu face așa? Știți de ce? Dumnezeu și spune acolo, în Ieremia, în capitolul 1, și începe de acolo și spune, o voi duce în pustie, o voi izola cărările ei și drumurile ei le voi umple cu spini și o voi lua de mână și o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei. Așa face de multe ori iubitul nostru Hristos. Îți moare un copil, îți moare mama, ai fost cea mai bună prietena mamei și s-a dus din lumea asta. Ai avut o mare decepție, ai avut o firmă și ai avut colaps financiar. Și zici, de ce, Doamne? Ai avut o sănătate de fier și dintr-o dată te-ai trezit că ai cancer. De ce, Doamne? Știi de ce? Iisus te izolează pentru că vrea să-ți crească puterea de vedere, vedere spirituală. Vrea să-L vezi pe El. Și noi cântăm cântarea, dar oare suntem dispuși să plătim prețul la cântarea asta? Deschide-mi ochii inimii, Doamne! Deschide-mi ochii inimii! Vreau să te văd! Vreau să te văd! Plătesc prețul pentru asta? Accept eu să plătesc prețul pentru asta, pentru că așa frumos cânt. Dar oare pot să plătesc prețul ăsta? Să mă despartă Domnul de tot ceea ce iubesc, de tot ceea ce consider că e frumos. De ce? Ca să-mi crească puterea vederii spirituale. Accept eu lucrul acesta? Uitați, suntem la nivelul 2. Vedere parțială. Lua de mână de Iisus, scos afară din sat, spuneam că călăuzit, de Isus, izolat de Mântuitorul. Și apoi uitați-vă iarăși, numesc eu aici o fază a zmereniei adânci. Nici nu scrie măcar, uitați-vă ce spune aici. I-a pus cuipat pe ochi, dar este altă traducere, să știți, am găsit. Zice, l-a scuipat în ochi, Doamne ferește! Am găsit altă traducere. Păi, să vină cineva să mă scui pe așa în om, nu? Sau, cu gestul ăsta, poate un pic mai, un pic, un, un, o idee mai mai gentilă, așa să ia pa și să-mi pună pe ochi. Nu mi-ar conveni. Dar, totuși, vedeți aici, secretul, nivelul 2, vedere parțială, călăuzit de Isus, izolat de Isus și până la urmă smerit de Isus, necristos și mă smerește. Era o cântare când eram eu copil și în cântarea asta poetul, nu știu ce poet era, dar spunea în felul următor O Golgota însângerată, doar lângă tine aș vrea să stau, pun la pământ mândria toată, să poată răsări curată viața veșnică. Asta era o, o strofă care mi-a rămas înfiptă în memoria mea. De ce? Atunci când vine Domnul Hristos, când mă călăuzește, când mă izolează, Hristos vine și mă zmerește. Ferice de cei cu inima acum curată, dar înainte spune, ferice de cei săraci în Duh. Asta înseamnă zmerire, zmerire adâncă. S-a vorbit în seara aceasta de cei doi care s-au dus la templu. Unul zicea, Doamne, eu, 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 eu. Inima lui era plină de eu. Așa era inima lui, plină de eu. Celălalt își bătea pieptul, știți cum? Ca și cum, că era un gest atunci în vremea aceea, oricum în partea orientală, gesturile astea se practică, nu e o problemă. era un gest simbolic care trimitea la lovirea unui vas care e gol. Un vas gol, care n-are nimic în el și, și bătea ăsta pieptul și zicea, aici e gol, aici nu este Dumnezeu, aici este păcat, curăță ce înăuntru și lasă să fie gol, dar nu, nu, nu lăsa să fie gol, umple-l cu prezența, cu ființa ta. Și omul ăsta e socotit, neprihănit când pleacă de acolo de la închinare, pentru că aici era gol, asta înseamnă zmerenie, zmerenie adâncă, doamne, nici nu îndrăznea să-și ridice privirea, pentru că el se vedea ultimul om. Și vedeți aici, pasul numărul 3, smerit de Isus. Și apoi, uitați-vă la pasul numărul 4, apoi a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Deci, pasul numărul 4 este împuternicirea lui Isus. Când vine Domnul și își pune mâinile peste tine. În momentul acela vine putere de vindecare de sus din cer de la Dumnezeu și îți capeți vederea, slăvit să fie Domnul. Am întâlnit, mai trăiește sora aceasta, undeva la suciul de jos, lângă tălbul lăpuș, sora Parasca, e un vas de lucru, o femeie a Domnului, are 80 și ceva de ani, și a povestea că în copilăria ei a contractat o boală foarte gravă și de la boala asta a ajuns oarbă, oarbă. Mama ei a dus-o pe la toți medicii, 0,0,0 șanse de refacere, nimic, nimic. Plus că o dureau foarte rău uh, ochii, așa, în, în cap, globule, uh, globul ocular, o durea foarte rău și în stânga și în dreapta și era disperată și tânăra asta, fata asta și și mai sa Deci a ajuns mama până la urmă să meargă la vrăjitor, la ghicitor, la tot felul de oameni. Nimeni nimic, zero șansă, nimic, oarbă, oarbă. Și, o arbă, o arbă. Și într-o zi femeia asta, mama fetei, deci mama sorei Parasca, vine de la câmp și aude pe două surori. Vorbea una cu cealaltă. Vedeți ce frumos este, așa cum cei doi care mergeau spre Maus, să vorbim din ale Domnului. Nu să vorbim alte lucruri când mergem pe drum, că Dumnezeu și astea le contabilizează. Femeile astea vorbeau și spuneau așa, tu, dragă, zice, ce bine o fă la biserica seară. S-o prezentat Domnul și ce-o vorbit și, ce... și era așa de plină de bucurie. Și se apropie femeia asta de ele și le întreabă, la ce biserică mergeți? Unde s-o prezenta Dumnezeu? Că și eu vreau să vin, că am o problemă. E singura mea fată, soțul meu murit. Vreau să se atingă Dumnezeu de ea unde mergeți. Nu i-au dat mari șanse, să știți, s-au temut, au auzit de cauză, la pocăiți, vii, dar Dumnezeu vindecă. Dacă Dumnezeu vrea să vindece, o să vindece. Și femeia asta și-a luat fetița din mână și s-a dus la biserica pocăiților. Și nu erau nici măcar un sfert din cât suntem noi aici. Erau numai vreo 10, poate, oameni oameni simpli, oameni de la țară. Dar știți cum era atunci? Am acasă istoria bisericii din Turda, scrisă de un frate bătrân care a plecat la Domnul. Și acolo scrie în felul următor. O slujbă normală de duminică dimineața se desfășura așa. Ca să vă spun cum era acolo, la târgul Lăpuș și în toată țara. Zice, erau puși la amvon doi oameni care erau oameni rugativi, oamenii rugăciuni. Și ăștia zice, își dădeau toate silințele cu versete din Biblie, cu rugăciuni mai lungi, așa, ca să scoată poporul din amorțeală și să pornească o cercetare în biserică. Așa scrie în istoria asta. Și zice, dacă reușeau să facă lucrul acesta, era următoarea oră, ora de evangelizare, în care frații aveau cauze speciale, cauze de vindecare, de atingere a Domnului și citeau verset din Biblie și de 10 și de 20 de ori și întrebau poporul, credeți versetul ăsta, că e aici în Biblie. Și poporul zice amin, noi bun amin, ori ne rugăm, ori credem și iar începea, credeți? Și până în momentul în care tot poporul zicea amin și era o cercetare a lui Dumnezeu și atunci erau chemați bolnavi și Dumnezeu s-a atingea de ei și vindeca. Fraților, așa s-a întâmplat aici, zece oameni simpli și se apropie mama asta, mămica asta disperată cu fetița de mână și începe rugăciunea și la un moment dat, fetița începe să strige, mamă, văd, văd! Și când s-a uitat la ea, ochii erau curați. Dumnezeu de multe ori își face minunile în întuneric, nu știm noi cum le face, dar le face, că Dumnezeul minunilor. Și uitați-vă aici, îl găsim pe orbul ăsta, îl ia Domnul de mână, îl izolează, nu trebuiau făcute minuni așa, cu surle, cu trâmbițe, cu megafone, cu difuzoare, nu. L-a luat, l-a izolat, l-a dus acolo deoparte. Se apropie, își pune mâinile peste el, îl scuipă în ochi sau lunge cu scuipata. așa scrie aici și noi credem ce scrie. Și Domnul se uită și îl întreabă, vezi ceva? Și el îi răspunde, Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Ca niște copaci. Este nivelul 2, vedere parțială. Omul vedea ceva, dar nu vedea ceea ce trebuia. Și acum, haideți să mergem la nivelul numărul 3, vederea completă. Vederea completă. De la versetul 25 în jos. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi i-a spus să se uite țintă cum ajungem la nivelul 3 că aici ar trebui să ajungem fiecare dintre noi ne-a cuprins oboseala, supărarea, necazul gândurile rele, tot felul de defrământări, de îngrijorări și am ajuns cu vederea asta parțială spunea cineva, ar trebui să avem o credință Zice, cât un bob de muștar, ca așa a zis Domnul. Dar credința asta, cât un bob de muștar, ar trebui să fie într-un Dumnezeu infinit sau un Dumnezeu uriaș, un Dumnezeu infinit. Dar noi avem o credință infinită într-un Dumnezeu cât un grău de muștar. Uite, atâta e Dumnezeu nostru. Bă, poate Dumnezeu tău să vindece cancerul? Nu știu. Nu știu. Atât e Dumnezeul lui. Și atunci, noi, prin problemele pe care le traversăm, avem nevoie de acest nivel 3. Ăsta e nivelul gurii de oxigen pentru noi, dar mai mult, că nu numai o gură de oxigen, că dacă vreți e un cer întreg, de, de minuni și de atingere ale lui Dumnezeu. Avem nevoie să ajungem aici, la nivelul numărul 3, vedere completă. Și aici, iarăși, pași. 1. Orbul e reatins de Isus. A doua oară îl atinge. Și am nevoie eu și ai nevoie tu să te atingă Dumnezeu așa cum te atingi altă dată. Să-ți amintești cum a fost când te-o Domnul cu Duhul Sfânt. La noi în Cluj a fost un om, un frate, a fost și el mărturisea, s a mers la stăruință, m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, zicea, te de, de beat, beat, de fericire, în ghilimele vorbesc și eu, beat de fericire asta că m-am întâlnit cu Domnul, mă tot în limbi vorbeam și nu puteam să vorbesc cu nimeni, măcar românește. Și m-am dus pe troleibuz și m-am uitat de bilet, că eu tot conectat cu cerul și mă tărugam și vine controlorul, biletele la control. Bă, zice, nici măcar n-am putut să-i spun în română că nu am bilet. O zis, o, sărac, ăsta e un străin, cine știe de unde e? Du-te, domnule, cu troleu, că aici în România te lăsăm și pe tine. Dar era, era român, dar el de bucuria aia mare, el nu mai putea. Ar vrea Domnul să revenim iarăși acolo, fraților, să ajungem iarăși în locul în care Domnul ne-a atins altă dată. Ce folos am eu că ieri a strălucit soarele și astăzi vreau să strălucească soarele asupra mea? Ieri am băut din izvorul de apă, am luat o gură de apă sau două sau zece cât am avut nevoie, dar și astăzi am nevoie de izvor. Ieri m-am împărtășit din trupul și sângele lui Hristos, dar și astăzi am nevoie de trupul și sângele lui. Fraților, avem nevoie de Dumnezeu. Amen. Și atunci uitați-vă, primul pas, omul e reatins de Hristos, al doilea pas, omul e umplut de credință în partea lui Hristos. I-a pus mâinile din nou pe ochi și i-a spus să se uite țintă. Să se uite țintă. Evrei, capitolul 12, versetul 1, spune acolo să ne ațintim, versetul 1, versetul 2, să ne ațintim, uitați-vă, și noi fiind că suntem înconjurați cu un așa de mare de martori, dăm la o parte piedicile și apoi următorul verset, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea. Știți ce înseamnă? Cineva lua verbul ăsta, a te uita țintă. Și spunea că în original era folosit atunci când luai un obiect și îl fixai undeva cu un piron, îl pironeai. Este chiar în Biblie și au pironit ochii când el se înălța la cer. Asta înseamnă să-mi pironesc, frate, să iau voința mea, ființa mea, tot, 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 ce înseamnă totul, totului, tot din ființa mea și să spun Iisus, 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 numai Iisus. Era un martir care s-a dus spre rugul pe care urmau să-l ardă. Asta a fost în evul mediu, și l-au întrebat și au zis, care e doctrina ta? Spune-ne trei puncte principale din doctrina ta. Și el a zis, Iisus, 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 astea sunt trei puncte principale. Și nu vrem să vedem pe altcineva în mijlocul bisericii decât pe Iisus și pe el răstignit, fraților. Amin. Și de aceea, uitați, nivelul numărul 3, vedere completă, reatins de Iisus, umplut de credință din partea Domnului Isus și până la urmă un martor adevărat al vindecării. Sunt un om vindecat de Isus. Care era secretul? De ce Domnul Hristos i-a zis să nu intri în sat și să nu spui cuiva în sat? Versetul 26. Știți de ce? Pentru că de la versetul 27 la 29 este aici secretul mesianic pe care Duhul Sfânt îl descoperă lui Petru. Cine zic oamenii că sunt eu? Mă, nu intra în sat și nu te duce să spui cuiva ceva din sat. De ce? De aceea pentru că Betsaida e sortită nimicirii. Nimeni din Betsaida nu mai trebuie să afle de Isus nimic. Am făcut minune acolo, am făcut semne, eu acolo nu mai intru. Afară fac minune, nu mai intru niciodată, sunt terminat. Dar pe tine, omule, pentru că Domnul a avut milă de tine, pe tine te-a vindecat Isus. Și atunci, vedeți secretul mesianic, cine zic oamenii că sunt eu? Unii eu am botezătorul, alții li, alții unul din proroși, dar voi, cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și pe mine și pe tine, cine ne-a scos din întunericul orbirii spirituale? Isus, slăvit să fie El! Și am notat aici, și doar vreau să vă citez, haideți să ne și ridicăm, că apoi ne și rugăm. Omul trebuia eliberat de ignoranța păcatului, de mintea întunecoasă, de orbire și de aceea am avut nevoie de un Hristos profet al lui Dumnezeu. La început era cuvântul, ignoranță, Ignoranță, orbire spirituală, și eu a trebuit să fiu eliberat de asta. Și a trebuit să vină Hristos, profetul, Hristos cuvântul, doi. Noi trebuia să fim eliberați de vina păcatului. Aveam păcate multe și vina apăsa asupra noastră. Și a trebuit să fim eliberați și de vina păcatului. Și a venit în dreptul nostru Isus, preotul, Hristos preotul lui Dumnezeu care a intrat în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu și n-a dus jertfe omenești, s-a dus cu însuși sângele său și mijlocește veșnic lăudat să fie el. Și al treilea lucru, noi trebuia să fim eliberați de stăpânirea păcatului, păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru muritor. Și atunci a venit în dreptul nostru Isus regele, regele. Și acest profet, acest preot și acest împărat e în mijlocul nostru în seara aceasta și mă întreb și te întreb cum pot să fiu reatins în orbirea mea și să-mi recapăt iarăși ca altă dată ochii aceia, să văd vedenile lui Dumnezeu, să aud cuvintele lui Dumnezeu, să-mi vorbească Domnul din Biblie, direct inimii mele, să nu mă mai duc pe la alte izvoare. Știi cum? Mă întorc la Isus care e preot, care e profet, care e împăratul meu, slăvit să fie El. Și aș vrea să facem o rugăciune în seara asta și să-i spunem, Doamne, așa cum cântăm, deschidem ochii inimii, Doamne, deschidem ochii inimii, vreau să te văd, vreau să te văd, vreau să te văd, Doamne, ajută-ne, amin, haideți să ne rugăm.